Doamne și domnule, așa cum v-am zis, povestim astăzi despre cazul de la Ditrău. De ce astăzi? Pentru că, o repet, am așteptat să fie gata tot subiectul, să fie copt. Adică, inclusiv acele controle de la ITM la brutărie, dintr-un motiv foarte simplu. Să vedem dacă se confirmă ce zic. Localnici, că nu mergem să muncim acolo pentru că l-aș bate joc de noi, că nu ne plătesc sâmbetele și duminicele, etc. No, acum subiectul e copt. Ce se vede? Și aici vorbim de lucruri incomode pentru comunitate, pentru ceilalți, pentru presă, pentru o mulțime de oameni care și-au făcut din subiectul ăsta un fel de trambulină. Bun, Păi, în primul rând, brutăria aia din DITRĂU a fost amendată cu 13.000 de lei, 130 de milioane de lei vechi, de inspectorii de la ITM. O parte din sumă, din amendă, a fost dată pentru că, într-adevăr, sunt probleme la plata sâmbetelor și duminicilor pentru muncitori. Deci, o parte din ceea ce spun cei din treu, localnicii din Ditreu, se confirmă. O altă parte din sumă, mai consistentă, vreo 100 de milioane de lei vechi, a fost dată pentru tot felul de chestiuni de astea, nu aveau pământare la nu știu ce și așa mai departe. Bun. O mulțime de oameni au întrebat, domnule, dar ce cu tăvălugul ăsta, că de o săptămână numai despre asta se vorbește la televizor, de parcă dintr-o dată, într-un popor de îngeri, poporul român, marele popor român, a apărut și un mic popor de draci, poporul de secui. Că nu suntem noi, ziceau cei din secuime, îi mai răi și mai spurcați. De unde până unde nebunia asta în presă? Și într-adevăr, uite aici, în 2012, Olguța Vasilescu urla nu împotriva celor din Asia, împotriva cetățenilor din România vorbitori de altă limbă maternă. Newsweek a fost singurul care a dat da? să se vadă și Newsweek singurul care și-a amintit că madame Olguța urla în Craiova când era primăriță prin 2012 că să nu mai audă vorbindu-se ungurește. Deci, practic, un oficial al statului român un înalt oficial al statului român care nu e așa, urla împotriva unor cetățeni români. Și presa n-a făcut atâta tam-tam cât, cât au făcut cei de-acum. Bun. Mergem mai departe. Da, Olguța Vasilescu venea din PRM, ăia pe acolo avea o problemă cu DOGA, cred că, dar mergem la oameni cultivați. În 2016, aprilie, când la opera română din București, opera națională, angajații români au urlat afară din țară cu străinii. Adică discutăm iarăși despre un subiect care ar fi trebuit să ne pună pe gânduri. Să ne pună pe gânduri și pe noi, ea care ne uităm la televizor sau citim sau pur și simplu existăm în țara asta, ci să-i pună pe gânduri și pe cei din partide. Pentru că o mulțime de lideri și cam din toate partidele, de la Dragnea, Dăncilă, până la Pașcanu, de la pe RM sau de unde era, de la PMP, inclusiv din, dintre liberali, au făcut din antistrăinism un fel de vocație, dacă nu o ideologie. Da? Ar fi trebuit ca toate astea să ne pune pe gânduri. Nu s-a făcut acel tamtam -tam care se face astăzi. Mai departe. La Cluj, ca să nu credeți că dau doar din Oltenia și din București în supercivilizatul Cluj, orașul de 5 stele, cum vrei tu să-i zici. Ia uite, varianta Ditrău. Un patron a angajat 22 de muncitori din Sri Lanka și din prima zi vecinii, iubitori de multiculturalitate și de interculturalitate, nu, puneți în ghilimele, au chemat poliția, au chemat toate instituțiile care puteau să facă un control la un restaurant și puteau să dea peste cap activitatea. Iarăși nu s-a făcut tam, tam De unde până unde nebunia asta de la Ditrău? Merge mai departe. Răspunsul vine imediat. Vine președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, cel care apare și pe, revista, pe coperta revistei Newsweek ca fiind un, un, un participant activ la tot ce înseamnă promovarea unor concepte dragi Kremlinului, unor principii dragi Kremlinului. <coughs> Vine și spune domnul Ion Aurel Pop, domnule, întâmplarea asta are niște rădăcini mult mai profunde, e vorba de rasism. Eu mă așteptam ca Academia Română să vorbească și despre cazul Guța Vasilescu și să spună, doamnă, ce faci dumneata e, se numește xenofobie. Să aibă o opinie și despre acei angajați ai Operei Naționale din București. Nu poți să strigi în plină Uniunea Europeană și prin secolul 21 afară cu străinii. Să aibă, că domnul Ion Aurel Pop este din Cluj, chiar o, o opinie despre acel caz ditrău de Cluj. Dar nu. N-a avut. Mă așteptam, uite, de exemplu. Să aflu ce părere are Academia Română despre istoria aruncată pe Maidan, da? Acolo, la Constanța, unde se ridică un bloc pe tot felul de artefacte, pe dovezi ale civilizației tomitane. Acolo a fost civilizație greacă, civilizație romană. Civilizația română pune totul la pământ. Am văzut tot felul de știri. Nu știu dacă se deschide. Ia, uite, se deschide. Acum s-a întâmplat, de două zile. <coughs> Dar nu o găsești pe știrile naționale, pentru că știrile naționale sunt ocupate doar de cazul Ditrău. Vandalicii ne nesimțire la băile Herculane s-a dus. S-a dus. Pur și simplu a făcut picioare. Statuia asta este vandaliz pur și simplu. Și acum ne întoarcem la secui. <coughs> pentru că nici acolo nu-i coșeră treaba. Cei 50-60 de oameni de local, nici din Ditrău, care s-au speriat că nu știu ce mâini, nu știu ce culoare, o să le atingă pâinea și nu o să le mai meargă prin duoden și o să-i doară stomacul și nu-i normal așa ceva, se poate spune că sunt atinși de xenofobia aia cea mai spurcată. Ei i-au pornit și pe alți vreo 200, care aveau nemulțumiri față de practicile dovedite prin amenzi, că de am așteptat până acum să vorbesc despre cazul treu despre practicile patronilor de la brutărie. Și atunci s-a format un fel de bulgere de asta în care cei mai activați au fost cei bănuiți de rasism. Bănuiți de xenofobie. Și chiar xenofobie. Adică să-mi spui că nu vreau ca mâinile negre să atingă pâinea mea albă, bătată. Ar fi trebuit să știe cei 50-60 de oameni. Un lucru. Oamenii din Sri Lanka n-au venit să cerșească ajutor social. Oamenii au venit chemați, atenție, chemați, de niște patroni din România, mai bun sau mai răi, cu forme legale, la muncă. Indiferent ce culoare are pielea, un om care muncește merită respectat din punctul meu de vedere, fără să fie verde, lilo, bej, auriu, argintiu. Dacă muncește, trebuie să-i acorzi acel respect. Indiferent ce ești. Ar fi trebuit să știe și ceilalți 200 de oameni care s-au nimerit lângă ăștia, la al 60, în vociferarea colectivă, că punându-se lângă toate vorbele astea jignitoare, lângă toate aberațiile astea xenofobe, fac praf și pulbere o comunitate. Și atenție, o comunitate dintre cele mai respectate. Și o să vă spun de ce. E un amănunt. Când au făcut cei din Moldova marșul pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, adică au plecat de la Iași cu convoaie de sute de mașini și motociclete până la Târgu Mureș, singurii care au întâmpinat cu pâine și sare și cu urări de bine, au fost cei din Ditrău, cu primarul, cu Elemer. <coughs> în rest, românașii noștri de prin partide, bacă PSD, bacă PNL, bacă al partid, au primit ordin, băi, nu te băga acum, nu, <coughs> nu le face reclamă la ăștia. Cei din Ditrău, care astăzi dau notă proastă, au avut atunci nota 10 cu felicitări că au fost singurii care au ieșit în întâmpinarea moldovenilor spunându-le, bine ați venit și noi avem nevoie de autostradă pentru că și voi aveți, și noi avem, și alți au, și vrem să ne dezvoltăm împreună. Cu atât mai mult trebuiau să știe cei 200 de oameni în chestiunea asta. Ce mai trebuia să știe? Și există un element deja. Patronii uh, brutăriei au făcut un, un, o plângere la poliție pentru discriminare, pentru incitare la ură, pentru amenințări. Vizat, spun sursele Grup For Media, este chiar preotul catolic cum se va judeca toată chestia asta, nu-i treaba mea. Există justiție pentru asta. Însă, preotul acatolic ar fi trebuit să știe că treaba unui preot, indiferent de conjunctură, este să împace oamenii, nu să-i dezbine. Indiferent de conjunctură. În vremuri de 10 ori, de o mie, de infinite ori, mai aspre decât astăzi, Marton Aro, da? episcopul catolic de Alba Iulia, în 41 sau 44, în orice caz, în timpul războiului, în biserica aia mare din Cluj, protesta public împotriva deportării evreilor din Transilvania de Nord. Ancheta de Budapesta, de partidul ăla legionar al lor, de crucea cu săgeți, și totuși Marton Aron a rămas vertical. Un alt exemplu. De data asta de la Ortodox, mitropolitul Bulgariei. Da? Și-a pus trupul pe șinele de cale ferată ca să oprească trenurile în care erau evreii duși spre deportare. Adică, un preot adevărat, indiferent de ce religie este, este un om care ține la oamenii. Un om care împacă oamenii. Când împaci oamenii, împaci culturile. Înțelegi? Ar fi trebuit să știe chestia asta. Mergem mai departe. La presă. Ca să le luăm sistematic. Dacă vreți să suduiți, puteți să suduiți. De obicei mă suduie care aș vrea, ar vrea să fiu într-o parte sau în cealaltă parte. Încerc să stau în echilibru. Uneori reușesc, uneori nu. Nici eu nu perfect. Mergem la presă. Cea mai bună concluzie este poza asta. Există moldoveni xenofobi, există secui xenofobi, există olteni xenofobi, există ardeleni xenofobi, dar presa i-a văzut doar pe secui. De ce? Și aici e și cu dus și și cu întors. Pe de-o parte se poate spune că presa a fost încântată să prezinte să dea în gură unei comunități. Dar las că acum i-am prins. Dă-le Pe de altă parte, atenție. Presa nu este chiar atât de vinovată. Și sunt foarte, foarte puține întâmplări de genul ăsta în Uniunea Europeană. S-ar putea să fie chiar, chiar prima întâmplare. Nu vreau să greșesc. De obicei, cei care vin la muncă în Uniunea Europeană nu merg în mijlocul unor comunități minorit minoritare în țara aia. Merg în mijlocul majorității. Dacă vine, de exemplu, în Brandenburg, în landul ăla unde e și Berlinul, nu o să-ți meargă în comunitatea sorbă cei doi Sri Lankiesc, o să meargă în comunitatea germană. Ce au activat atât de tare motorul știrilor? Au activat următorul fapt. Vezi o comunitate care clamează toleranța, dar care, pusă în fața unei anumite conjuncturi, protestează ca să-și demonstreze intoleranța. Adică, aici intrăm într-un haos, într-un univers braunian. Păi Bă mă băiete, cum să protestez eu împotriva unor oameni care vin la muncă? Cum să protestez când Țara asta au dat vreo 5 milioane de oameni, printre care și maghiar, printre care și secui, care au plecat la muncă în alte părți. Și nu au plecat neapărat în Uniunea Europeană, să zici, domnule, am plecat aici unde să acasă. Nu, au plecat și, și în, Port în, în Angola sunt, și în Dubai sunt, și în America e plin, oameni cinstiți care au plecat să facă un ban. Bă, știu să spăl vase, știu să, să operez oameni, sunt un cercetător. Oamenii de de, de, din toate categoriile, au plecat la muncă. Cum ne-am privit noi în oglindă sau cât de furioși am fi dacă în loc să se vorbească despre România ca despre o țară europeană cu bună și rele, brandul României ar fi ăsta. Ia uite aici. Acum s-a întâmplat. Un hoz român prins la metrou, în, în, l-a furat la metro din Barcelona, da? Pus la pământ de trecători, mă, unde mi portofelul? dăm portofelul. Nu știu, vere că e la tovarășul meu, da? cheamă s tovarășul, îl cheamă ăsta prin telefon pe partenerul de furat, îi dă la, la, la portofelul, la, la, la spaniol și la sfârșit zice, bă, dar nici măcar nu-mi mulțumești că l-am sunat pe ăsta să-ți dau înapoi portofelul. Îți dai seama? Și gândește că era o vreme când circulau niște zicale destul de, de, și prostești, dar ce jignitoare despre români? Cum face o omletă românească, fur două ouă? Era o vreme în care nu eram priviți bine în Europa. Cu eforturi inimaginabile și nu ale noastre ale de aici, ci eforturile celor care au plecat și și-au văzut de treabă și-au muncit în loc de 8 ore, 10 ore, și și-au făcut o familie și-au dus copiii la școală, au demonstrat că sunt la fel ca și ceilalți, da? Cu eforturile celorlalți, celor din diasporă, am reușit să remontăm imaginea. Și amintiți-vă că noi zicem, zicem acum, domnule, dar ăia din Sri Lanka. Amintiți-vă că la începutul anilor 90, încă ne întrebau străinii dacă noi avem curent electric acasă. Aveau impresia că suntem o țară de aia de bantustan cu o cupolă acoperită în care Ceaușescu ne-a ținut ca pe niște maimuțe în copac. Deci, acum ne supărăm pe cei care vin. Este și partea alaltă. Nu poți să scuzi xenofobia. Nici nu poți să înțelegi. Dar trebuie să iei toate elementele. E adevărat. Când în fiecare zi auzi la televizor și vezi știri că nu știu care e un junghiat, nu știu cât în Belgia, altul dat cu maceta în Londra, altul o s-o apăsat pe buric, o strigat ceva de Akbar și s-o detona nu știu unde. Sau cu o redacție întreagă, nu e așa la Paris a fost făcută praf sau un clubul la Bataclan. E adevărat că ești cu toți senzorii, peste tot ești, ești plin, de, de, plin de senzori. Ți frică. De ce ți frică? Pentru că, din păcate, în partea asta de Europa, niciodată nu s-a făcut din, din, cultura celuilalt, o, nu s-a făcut un parteneriat cu cultura celuilalt. Niciodată. Pur și simplu, educația în partea asta de Europa a fost mereu cum că fiecare dintre noi suntem buricul pământului. Știi că există mitologia asta a României mari. Să știi că există și mitologia Albaniei mari. Există și mitologia Ungariei mari. Există și mitologia Bulgariei mari, care încă suspină după tratatul de la San Stefano. Există Grecia mare, există Turcia mare. Toate se vor foarte mari. Mă, mie mi s-ar părea corect ca toate să se vrea prospere. Toate să se vrea partenerii cu proprii cetățean. Toate să se vrea națiuni educate. Mi se pare de 10 ori mai important să fii o națiune educată decât o națiune stăpânitoare peste un teritoriu foarte mare. Nu mă interesează teritoriul, mă interesează cât de educat este omul. Pentru că un om educat poate să se administreze un teritoriu cât Rusia, și un om needucat poate să-ți facă un praf, un teritoriu cât Liechtenstein. Înțelegi? Lucrurile trebuiau să fie simple. Problema la noi este de morală publică, de etică publică. <coughs> Niciodată n-am știut să celebrăm onestitatea. E urât ce spun. E foarte urât. Întotdeauna am încercat să-i facem praf pe cei care au încercat să ne salveze. Amintește-ți de Caragiale, care au trebuit să plece, din țară, că l au acuzat, nu știu care de, de plagiat pe Caragiale. Uite, Lucian, da, Ștefan Lucian, pictorul ăla pe care îl aveam în manualul de clasa 8 -a, care picta cu pensula legată de mână, că avea scleroză în plăci, da, care nu mai putea vorbi, era cu gura strâmbă, ăla a fost arestat la pat, nu la domiciliu, că nu se mai putea mișca și procurorii au scris la mișto, arestat la pat, pentru că un de pe Crenvuș l-a acuzat și el, bă, mi-ai plagiat florile. Țar florile al dracu. Pe mormânt. Adică mereu, mereu, mereu societatea a fost predispusă să dea credit celor care aruncă cu noroi și nu celor care fac din bube, mucegaiuri și noroi bijuterii. Ca să citesc pe arghezii. Și aici o văd astăzi. Unde? La noi, în Ardeal. Ardezi, Bemburgen. da? eroi anticomuniști, tulburați și mormânt de preot. Nu mă interesează că e văr cu primarul Boc. Aici nu cred că e un titlu corect. Nu mă interesează cu cine e văr asta din cei familie. Contează că e preot. Că îl cheamă Boc, să fie sănătoși. Nu, -i, nu, este un om vinovat că altul îi, 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 îi văr cu el. Nepotul lui Teodor Șușman, da? partizan ucis în Apuseni, el a venit și a zis, iartă-i că nu știu ce spun. Veni preotul, din Apuseni, s-a ținut o comemorare. Familia Șușman a fost făcută praf și pulbere de comuniști. Ca să înțelegeți, frații Teodor și Avisalon Șușman, luptători împotriva comunismului, au murit arși de vii într-o șură din Cătunul clujan Tranișu, incendiată de oamenii securității în 58. Cei doi au preferat să moară după ani întregi de luptă prin munți cu o armă mână decât să se predea. Da? Așa să te gândești, comuniștii au confiscat totul, le-au confiscat totul urmașilor, securitatea, eu mori bunicul, da? Și pe doi din fiii acestuia, iar pe ceilalți trei fii rămași în viață i-au aruncat în pușcării, apoi i-au deportat. Da? Și în loc, ca slujba asta de comemorare să fie și un, cum să zic, un bun prilej de memorie etică, s-a transformat într-un circ pentru că acel preot, dintr-o familie despre care se spune că i-a trădat pe frații Șușman, o scris și o carte cum că ăștia ar fi niște nelegiuiți, niște criminali, niște bandiți, am citat de aici. Da? S-au făcut presiuni la omul care trebuia să vină la comemorare. Stai că și zic care, că nu e nu i-am numele, îs vinova la faza asta, dar invitatul special al evenimentului organizat de Clubul Unoranjistilor din Cluj, președintele Asociației Foștilor de Politici din România, Octav Borja, Bzoja, Joza, a fost sunat cu o seară înainte de a veni la Cluj de preotul Boc. Și mi s-a spus că întreaga familie Șușman a fost o familie de, de și de curvare, iar bărbații nu au făcut nici, măcar, nici măcar militaria. A rămas cârbi, eu sunt ortodox, dar de, de asemenea preoți mă lipsesc, zice joza pentru adevărul. S-a dus inclusiv la Andrei Cuț, când s-a ajuns la IPS Andrei Cuț, la anal preasfințitul, la ușă era preotul Boc, zice uh, uh, președintele Asociației Foștilor de Ținus Politici din România. Era preotul Boc din Răchitele, ajunsese înaintea mea ce or fi discutat, nu știu, știu că mi-a dat o carte de-a lui în care desfințează familia Șușman, Cartea e plină de aberații de lucruri nerușinate, astfel dacă în prima noapte n-am dormit de nervi după ce am vorbit cu el la telefon, în a doua n-am mai dormit când am văzut mizerile din carte. Bă! Chestiile astea nu se fac. Și, dar încep să să ia amploare. Și încep să ia amploare instituțional. Că un preot, o scris el o carte, se răzbune pe nu știu cine, ok, un preot poate să fie prost sau deștept, cum pot să fiu și eu prost sau deștept sau oricine, Da? Dar mă duc la următoarea știre. Și când vezi judecători care rescriu istoria, adică exact perspectiva securității este în decizia din procesul lui Gheorghe Ursu, v-am mai spus despre ea, în care omul ăsta care a protestat împotriva regimului, regimului și a fost omorât în bătaie este considerat de câțiva judecători. Domnul a fost un. Un, un, premiant al regimului, un privilegiat, mort în pușcărie, bătut. Îți dai seama ce înseamnă să mori bătut? Cât suferi? Că mori de un infart, doamne ferește, Nu, da, ai mori un infart, dar să mori bătut, câte cizme în gură ei, cât pumnificat, cât, câtă bătaie poți să iei ca să mori. Și totuși, niciunui judecător nu i-a trecut prin cap, cum nu i-a trecut prin cap nici la, nici la preotul ăla să se fi gândit, bă, ce înseamnă să mori ars într-o șură? Să vezi cum vine focul pe tine și te încălzește. Și vezi că-ți fierbe pielea și îți fierbe cardea pe tine. Ei nu se gândesc așa. Ei nu se gândesc așa pentru că neavând, neavând nicio, nicio temelie etică, nici nu cred în țara asta. Un om care crede în țara asta își pune întrebări. Un om care crede în țara asta sau care speră în țara asta e un tip din când în când nervos. E un tip care vrea mai mult. Un om care își bagă piciorul și își bagă picioarele în tot ce înseamnă țara asta, indiferent cum se numește țara asta, poate să numească Bangladesh, România, Congo sau Statele Unite, da? E un tip care vrea momentul lui. Lui ăla nu-i pasă de istorie. Tu crezi că la judecătorii ei le-au le păsat că intră în istorie? Pentru că vor intra în istorie. În istoria nemerniciilor de după Revoluție se va afla și momentul ăsta în care un mare dizident, despre care ascultam în șoaptă, vorbeam în șoaptă și ascultam aia de la Europa Liberă, omorât în bătaie, în beciurile securității, este astăzi făcut, a, hai mă să-i achităm pe ea, ăsta a fost un privilegiat. Adică, bă, undeva ceva se rupe. Știi, Știi unde se rupe? Nu că mă enervez eu și dau cu pumnul masă și îmi rup pumnul. Nu că dau cu șlapul după mâțe. Nu. Se rupe momentul ăla în care ar trebui să-i spui copilului stai în țara asta că mai ai o șansă și nu-i spui. Că ți-e frică să-i spui. Ți-e frică să spui când vezi că realitatea din jurul tău se transformă într-un fel de mlaștină. Cu cât te baz mai mult, cu atât cobori mai mult. Înțelegi? Ăsta e baiul fundamental. Și în timp ce noi vorbim despre lucruri care n-ar fi trebuit să existe niciodată, nici xenofobia celor 50-60 din Ditreu, nici aiurea uh, aiureala popii din Ditreu, nici aiureala popii din Răchițele, nici, uh, nici aiureala Olguței, nici aiureala celor deștepți de la Opera Națională din București, nici aiureala vecinilor cu vile și porșe din Cluj. Știi ce se întâmplă? Realitatea pentru noi oamenii simpli arată așa. Din Cluj vă arăt. Ca să nu mai spună unii că arăt numai din sus sau nu știu de unde. Când se întâmplă, arăt. Unde se întâmplă, nu-i vina mea. Așa arată sala de așteptare de la UPU copii, de la urgență. E focar de viroze. Înțelegi? Acum, cu coronavirusul, că citim despre asta. De fapt, eu cred că adevăratul coronavirus suntem noi. Știi când? Când nu punem mâna pe carte. Vrem numai parte, dar să nu fie și carte. V-am pupat!